Salutare, prieteni, Doamne ajută! Astăzi doresc să vă vorbesc și să vă arăt mormântul lui Lazar din Betania. Am fost și noi acolo. Este vorba despre locul în care Domnul nostru Iisus Hristos i-a spus lui Lazar să se scoale de mormânt și acesta a înviat. Mormântul a fost cinstit atât de către creștini cât și de musulmani. Mormântul este ca o gură de peșteră zidită din blocuri de piatră. Se coboară 24 de trepte inegale până la o încăpere de 2 pe 3 metri, de unde alte 3 trepte duc la locul unde a zăcut trupul Sfântului Lazar. Inițial, mormântul lui Lazar reprezenta un obișnuit mormânt familial evreiesc, săpat în stâncă, în partea de apus a vechiului sat Betania. Dacă umblă cineva ziua, se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este în el. A zis acestea și după aceea le-a spus, Lazar, prietenul nostru, a dormit, mă duc să-l trezesc. Deci au zis ucenicii, Doamne, dacă a dormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre un somn ca de odihnă. Deci atunci Iisus le-a spus lor pe față, Lazar a murit și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo ca să credeți, dar să mergem la el. Deci a zis Toma, care se numește geamul celorlalți ucenici, să mergem și noi și să murim cu el. Deci venind, Iisus l-a găsit pus de 4 zile în mormânt, iar Betania era aproape de Ierusalim, că la 15 stadii. Veniți-le la Marta și Maria, ca să ne mângâie fiecare de noi. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria și a zis Marta către Iisus, Doamne, dacă ai fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu va da. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că m-a înviat la înviere în ziua cea de apoi și Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă m-a murit, va trăi. Oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în viață. Crezi tu aceasta? Zis a lui, da, Doamne, eu am crezut că ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Zicând aceasta s-a dus și a chemat pe Maria spre ei, zicându-i în taină. Învățătorul este aici și te cheamă. Când au auzit aceea, s-a sculat de dramă și a venit la el. Și Iisus nu venise încă în sat și era în locul unde îl întâmpinase moartea. Iar ei care erau cu ea în casă și cum împuiau, văzând pe Maria, că nu era de dramă și ieși afară, au mers după ea și pornind ca a plecat la mormânt și a stăt lângă acolo. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, a căzut la picioarele lui zicându-i, Doamne, dacă ai fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci Iisus, când a văzut plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu Duhul și s-a tulburat pentru sine. Și a zis, unde l-a spus, zis a lui, Doamne, vină și vezi. Și a rămas Iisus. Deci ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta, care a deschis ochii orbului, să facă așa, ca și această frumoasă, de sus când în gheață și sus cu sine, a mers la pământ și era o pește și o piatră era așezată pe ea. Iisus a zis, ridicați piatra. Marta, sora cele răpusate, i-a zis, Doamne, deși am miroasă, că ce este a patra zi. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slavă lui Dumnezeu. Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus. Și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că totdeauna m-a ascult, dar pentru mulțimea care stă în preajur am zis, ca să creadă că tu m-ai trimis. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară! Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini, fâșit de pânză și fața lui era înfășurată cu mahramă. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă.
care veniseră la Maria și care văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în El. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus cele ce făcuse Iisus. Deci arhierei și farisei au adunat Sinedrin și ziceau: ce facem? Pentru că omul acesta face minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni romani și ne vor lua și țara și neamul. Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era Dumnezeu, le-a zis: voi nu știți nimic, nici nu gândiți că ne este mai folos să moară un om pentru popor decât să piară pe neamul. Dar aceasta n-a zis de la sine, ci fiind arhiereu al anului acelui, a prorocit că Iisus ar vrea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neam, ci și ca să adune la o lată pe Fiul lui Dumnezeu ce îi împrăștiați. Deci, în ziua aceea, s-au hotărât ca să ucidă. De aceea, Iisus nu a umblat pe față dintre iudei, ci a plecat de acolo în conținut aproape de Tuzie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo cu cei săi. Și erau aproape Paștele iudeilor și mulți din țară s-au suit la Ierusalim, mai înainte de Paști, ca să se curățească. Deci căutau pe Iisus și pe când stăteau în templu, ziceau între ei: ce vi se pare? Oare nu va veni la sărbătoare? Iar arhierei și farisei tăruseră porunci, dacă va ști cineva unde este, să dea dumnezeu ca să prindă. Slavă ție, Doamne, slavă ție! O primă biserică construită aici de bizantin este amintită de fericitul Ieronim, la anul 390. Pelerina Egeria vorbește și de o mănăstire care se afla lângă biserica numită Lazarion. După ce prima biserică s-a prăbușit în urma unui cutremur, mai la răsărit de mormânt a fost ridicată o bazilică cu trei naosuri, a cărei pardoseală era acoperită cu mozaic în culori. Această biserică este menționată de către Teodosie înainte de anul 518. Cruciații au consolidat așezământul și au ridicat o altă biserică, chiar pe mormântul lui Lazar, în jurul căruia au organizat o mănăstire. În anul 1138, regina Melisenda a stabilit acolo o comunitate de călugărițe benedictine. Căderea regatului cruciat din anul 1187 a dus la părăsirea și ruinarea bisericilor. În anul 1347, un pelerin confirma prezența unor monahi greci ce se nevoiau în preajma mormântului lui Lazar. La sfârșitul secolului al XIV-lea, musulmanii au construit o mare moschee pe intrare chiar la mormântul lui Lazar. În anul 1613, Angelo da Messina, custodele Țării Sfinte, a putut obține cu bani autorizația de a săpa din stradă o altă intrare la mormânt pentru accesul creștinilor. Între anii 1952-1955, o nouă biserică franciscană a fost construită deasupra bisericii bizantine a Sfântului Lazar și deasupra bisericii cruciate. Curtea bisericii franciscane a Sfântului Lazar cuprinde ruinele vechilor biserici, de la care se mai păstrează fragmente din pardoseala acoperită cu mozaic. Zidul vestic al curții păstrează fațada bazilicii din secolul al VI-lea, împreună cu trei uși. Ieșind din curtea bisericii franciscane, urcând pe drumul care duce pe colina muntelui Măslinilor, la circa 50 de metri, este intrarea la mormântul lui Lazar. Intrarea originală a mormântului se poate observa în peretele vestic al anticamerei mormântului. Iar acum să vedem ce spune Sfânta Evanghelie despre învierea lui Lazar, care este sărbătorită în Biserica Ortodoxă cu o zi înainte de flori.